Drafturile magazinelor din satul Cocier sunt aproape goale. Rezervele de crupe, paste făinoase și pâine sunt pe sfârșite. Lactatele s-au terminat de mult. Vedeți, avem rețina practic goală. Avem probleme foarte mari cu adusul mărfii, că au rămas careva produse, printre care, deci asta e mizer, ce a rămas una, două la bucate. Oamenii au început deja să ducă dorul produselor alimentare în stare proaspătă. Clar că mi-e greu. Eu înțeleg că mi-e greu, dar ieșeri din situație, eu cred că până și noi. Nu se pot înțelege mai sus de atât și noi strădănuiesc ca ei și alții mai bătrâni. E greu. Ce să facem? E greu când ce vrei să cumpere să nu aduc la timp și dacă aduc nu-i proaspăt. Și agenții economici care asigură magazinele cu alimente au de pierdut. În această situație este și Sergiu Sava, care s-a aprovizionat cu marfă, însă este nevoit să o țină acasă. Am adus marfă în cumpăratul la Chișinău, sâmbătă, fiindcă n-am tot trece la Cocieri, am fost nevoit să o aducem aici, să așteptăm timpul când o să fie posibil să o aducem la magazin, e la 60.000 de lei. Primarii celor două localități roagă autoritățile de la Chișinău să intervină pentru a soluționa problema. În organele noastre să poată ieși la partea transnistreană ca să înțeleagă. Vedeți, noi sunt unele două localități a Republicii Moldova în stânca Nistrului, care noi acces terestru cu Moldova avem numai prin vamele transnistreene. Nu este prima oară când suntem așa blocați, 22 de ani, de când noi suportăm acest greutăți în timpul acesta, în acest anotimp. Nu cel mult pe o săptămână. Avem instituții, grădinița de copii, gimnaziu din localitate, care avem produse alimentare undeva nu mai mult de o săptămână. Reprezentanții biroului pentru reintegrare nu au fost de găsit pentru a comenta situația.